Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Teo. Bun, a venit momentul să anunțăm din echipa mea. Primul duel este între Lola Crudu și Teodora Nedelcu. Lola este o bucurie. E o dragoste de viață extraordinară. Iar Teodora este fix în partea cealaltă. Este luna întunericul, lupul care urlă. Și atunci aici am mers pe contrast. Teodora, mișcă-te tu mai mult spre Lola. Ea este un pic imobilizată. Jesus. Este... Dar cum v-ați gândit să puneți singurele două femei cu... Îți spun de ce. Nu e vorba de singurele două femei, este vorba de duelul ancestral dintre întuneric și lumină. Ai nimerit într-o echipă extrem de puternică. Sunt doar comediant. Mai puțin Lola. Deci eu nu știu ce caut aici și ei se uită la mine. Cine e asta? Ia uite-o, mă, și pe amărâta asta. Chiar e challenge să fii printre ei. Ea este singura intrusă în grupa voastră. Da, nu e intrusă, doar că nu e trecută prin cluburile de comedie și jupuită de lupii sacri. Ești dezamăgită. Mi se pare că n-are nimeni încredere în mine. Sunt și cea mai veche dintre toți de acolo care fac stand-up. Și m-a spus la duel cu... Adică m-a spus, am picat la duel cu cineva care nu face. Teo e foarte bună! Mamă, și are un umor, vai! Ai emoții, ți-e teamă? Da, am emoții, pentru că emoția te face să fii mai bun. Deci îmi pasă și am emoții. O să vă pară bine dacă, pentru celălalt, dacă nu veți câștiga? Da. Am pus o întrebare cu tâlc. Deși eu am răspuns bine, da, eu o să mă bucur. I-a răspuns onest și știu da. Bine. Ar fi foarte rău pentru mine dacă aș pierde acest duel. Ne luptăm, asta este, fie ce-o fi, eu mă bag, unde luptam? Întunericul s-ar putea să doboare. Intră în scenă Lola Crudu. Lola, Lola, Lola! Bună seara, bună seara! Bună seara! Data trecută am zis despre soțul meu, că am un soț mai tânăr. Au sărit mulți pe internet. Aoleu, nu ți-e rușine, la la la. Am zis mai tânăr, nu mai mic. Da, să nu vă imaginați că îi pun desene animate și plec la muncă. Și am zis să mai mare, mai mare, nu mai bătrână. Țineți minte? Eu nu vreau să mor înaintea soțului meu. Și vă explic de ce. Deci mie mi-a luat o săptămână să mă gândesc cu ce mă îmbrac. Și stau acum și mă gândesc, în 3 zile, cum își dă el seama cu ce să mă îmbrace pe mine pe ultimul drum? Da? Și stau și mă gândesc, bă, și dacă mă îmbracă, na, și nu se potrivește rochia cu pantofii. Ajung acolo sus, Sfântul Petru, hop, dress code, white party. Și eu sunt negru. Eu nu vreau să-l bântui. Nu vreau după aia să apar în visele lui. Mătia e cămașă de noapte. Nu rochie, deci nu. Eu chiar îmi iubesc soțul și eu vreau să fie fericit, liniștit, măcar după moartea mea. Suntem căsătoriți de un an și de un an soțul meu se transformă noaptea. Dacă îl trimit la un concurs de beatbox, al meu clar vine cu marele premiu. Băi, nu ai cum să sforăi în halul ăsta. Bun, sforă, după care apnee. Știți ce e apnee? Da. Deci al meu nu mai respiră un minut, două. Deși eu îți văd după un minut, două, stau și mă întreb cu ce îl îmbrac acum pe el. Păi și eu m-am dat seama că apneea asta nu este o problemă medicală, cel puțin nu în cazul lui. Pentru că el când o aruncă, gazul atomicul, da? Băi, el închide imediat geamurile. Dar eu respir, eu sufăr, înțelegeți? Și ca să înțelegeți că eu nu vorbesc degeaba și nu sufăr degeaba, noi mai avem și un câine, un bulterier. Bă, îl cheamă Snorri, clar nume predestinat. Câinele se aseamănă cu stăpânul. Dacă seamănă mie, el era doar prost și atât. Așa îi seamănă în totalitate lui bărbatul meu. Okay. Deci e cumva, încep împreună, da? E cumva să sincronizați. Unul se și sfore în stânga, altul în dreapta. Deci Hiroshima și Cernobâl. Și începe unul, pauză, apnee, să nu uităm. După aia al doilea și la refren sincron împreună. Dă-i tată, Japonia!
știi? Eu încerc să arăt bine. Eu beau apă multă, cu lămâie, sport, cosmetică, nu mă ajută fața, dar eu tot încerc. Și de curând am început să mă ocup și de dantura mea. Și am zis, cu banii de la nuntă îmi fac și eu dantura. Eu m-am măritat din dragoste. Cu banii de la nuntă, mă rog, la cât costă nunțele în ziua de azi, mi-am făcut 2 plombe. Deci dacă lipseau 3 invitați, credeți-mă, nici de pastă de dinți nu mi-ajungea. Bun, și acum am zis, hai să mă duc. Am găsit un stomatolog minunat. Zice, haideți să faceți o radiografie. Știți cum e radiografia, da? Bun, haideți să vă explic. Vă ia asistenta, foarte drăguță. Te pune cu bărbia pe un suport. În guriță îți bagă o chestie așa micuță. O îmbracă cu un prezervativ XXXS. Mă rimeau și de la fostul meu. Te ții cu mânuțele, piciorușele în față, bărbia jos, ta-ta-ta. Apasă pe un buton și atât o auzi. Nu respira! E, și exact în momentul ăla te ia scărpinatul, te ia... Ok, și stai acolo și te gândești, bă, dar stai puțin, că ziceai că e super safe, de ce mă lași, unde ai plecat? Și... Dar n-ai cu cine, asta e. Deci procedura aceasta, pentru mine, e safe, dacă nu o fac în fiecare zi. Pentru ea, în schimb, este echivalentul a multor radiații, echivalentul a unui zbor cu avionul. Bă, dar cum stă pilotul ăla, bă, tot zborul? Acum, serios, imaginați-vă cum ar fi, te urci tu așa, înainte de decolare. Doamnelor și domnilor, aici pilotul, eu l-am programat, de aici vă descurcați, eu am mai avut un zbor, radiația alea, zbor plăcut, v-am pupat! Vă mulțumesc, sunteți un public! Sunteți un public extraordinar! Am făcut o mișcare greșită. Lola! Am revenit. Stand Up Revolution. Bootcamp. Teo și-a aruncat în luptă primii 2 concurenți din echipa sa, Lola Crudu și Teodora Nedelcu. Lola ne-a arătat deja ce poate, iar noi ne pregătim aplauze pentru Teodora. Pentru Teodora Nedelcu! Ei, lasă-mă! Oh my God! A venit să-ți facă un ciudă, Maria. Eu sunt Teodora Nedelcu, iar povestea vieții mele începe tragic. M-am născut. De ce? L-am întrebat pe tatăl meu, care are filozofia în sânge, și mi-a spus, eram beat. Păi și mama, măta dormea. Eu mă consider o persoană cool, pentru că sufăr de depresie. Știți depresie? Da! Boala aia pe care o faci când n-ai ce face? Asta spun ceilalți oameni despre noi depresivi. Păi ăștia n-au ce face, mă, de-aia au făcut depresie. Ce n-aș face și eu, dacă eu am timp de așa ceva? Eu mor pe ăștia care spun despre noi, bă, dar voi aveți timp așa să stați să plângeți, eu o să mă duc la muncă, nu pot să stau să plâng. De ce, mă, ți-ți trebuie timp să plângi? Dar cine ai scăță să stai să plângi? Dar ce nu poți să răspunzi și la mail-uri să și plângi? Mie mi se pare incredibil că la noi în țară foarte puțini oameni înțeleg că depresia chiar este o boală, dar toată lumea știe cum să scapi de ea. Mi-a zis cineva la un moment dat, dacă vrei să scapi de depresie, trebuie să înveți să respiri cu rost. Păi, de ce? Până acum am respirat a... sau... Nu respirăm toți cu același rost să sufocăm planeta? Am primit un mail, uite cum să scap de depresie în 3 pași simpli. De ce, mătii, 3 pași simpli? Că unul e de ajuns. Important este așez cât mai aproape de margine. Mi se întâmplă foarte des atunci când sunt întrebată de ce am fața asta și spun că așa e fața mea și că sufăr de depresie, oamenii zic că e depresie, nu există, mă, te alinți. Eu când am simțit prima dată că se întâmplă ceva cu mine, m-am dus la mama, eram copil și am zis, nu știu ce se petrece, mă simt rău, am dureri din piept, îmi vine să plâng, sunt tot timpul tristă, mă doare capul, îmi vine să vomit, mama s-a uitat la mine și a zis, n-ai nici pădracu, te-a tras curentul.
Da, eu proastă. Am uitat că eram stat toată ziua și cu ușa și cu sufletul deschise. Bam, bam. Bă. Oi. Hai să o luăm în brațe, serios. Să știți că până și noi depresivi suntem împățiți în categorii în funcție de empatie. Că în prima categorie sunt aia cu care te întâlnești și ești și cum reziști și tu începi. Ei, să ducă mult. Înțeleg. Gata, știu, ai spus tot prin asta. În a doua categorie sunt aia care zic, ce-ai tu, mă, depresie? Ai fost tu supărat 2 ani de zile și acum ai depresie. Bă, păi e un fleac ce ai tu, mă. Tu știi ce depresie am eu? Păi am depresia aia mare, mă. Bă, că așa am ajuns, să ne măsurăm depresia acum. Dacă ești așa șmecher, ia-ți depresia de mână și du-te cu ea la Jocurile Olimpice. Ia, vezi, reușești să iei aurul la sărituri de la înălțime? Nimeni nu vrea să facă fix ce ar trebui să facă ca să scape de depresie și anume să meargă la psihiatru. Pentru că zic că, cum să mergi la psihiatru? O să zică lumea că ești nebun. A, bine că suntem noi nebuni, că ne ducem la psihiatru, dar aia sunt sănătoși la cap când se duc și o votează pe șoșoacă în Parlament. Eu vă spun din propria experiență. Mai bine te duci tu acum de bunăvoie la psihiatru decât să te ducă familia mai târziu de forță doar într-o cămașă. Și cu asta vă mulțumesc. Eu am Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.